Și o informație de ultimă oră acum, primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Znegura, a murit la vârsta de 83 de ani din cauza unei boli incurabile. A fost principalul susținător al legalizării limbii române ca limbă oficială de stat în Republica Moldova. De asemenea, a fost prieten al primului președinte al României după Revoluției Ion Iliescu. La începutul anilor 90, întrebat despre unificarea Republicii Moldova cu România, Mircea Znegura a spus că e mai bine, citez, să ne ținem de frați. Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a decretat ziua de 16 septembrie zi de doliu național.